Rapidiștii au însă și 4 jucători în acea zonă a terenului. Însă iată Buleică scoate 2 rapidiști din joc cu acea pasă și iată-l pe Mârșleac. Mârșleac poate marca și gol! Pandurii în chiar prima secundă din cele 2 minute de prelungiri. Pandurii reușesc să deschidă scorul în Giulești pe un contraatac foarte rapid. Dan Nistor și Buleică au colaborat excelent și Mârșleac marchează al doilea său gol în Liga 1. După, iată, o greșeală totuși în apărarea Rapidului. Mârșleac a profitat de o respingere absolut nefericită cu călcâiul al lui Săpunaru, care i-a pus mingea în picior adversarului său. Drept urmare, iată, Pandurii conduc în...